Salutare tuturor, bine v-am regăsit, haideți să continuăm cu cea de-a doua parte și să facem căsuța frumoasă, frumoasă, să aranjăm și nasturi, și mărgeluțele, și tot ce ține de decorațiuni. Haideți să vedem ce avem aici. Mi-am făcut și o cafeluță ca să prind putere. Și am rămas cu gura căscată pentru că, sincer, nu îmi aduceam aminte de unde am cumpărat acest set. Deci, Vio, dacă tu nu făceai curat, să știi că ăsta rămânea pe undeva pe acolo. Este un set pentru a pune capse. Și văd că am aici o întreagă nebunie. Cred că este luat din Lidl, dacă nu mă înșel. Deci, uitasem, pur și simplu uitasem de acest set. Da, văd că sunt mai multe capse aici. Ia. Da. Dar la ce aș putea eu să folosesc? La ce se folosește? Ia să-mi scrieți în comentariu cine are așa ceva. La ce folosește? Da. Deci uitați-l complet de el și văd că are doi clești. Cred că așa se... Trebuie să mă uit pe... instrucțiuni. Cred că are aici ceva. Aha, și aici. Da. Bun. Bun, dar nu a fost folosit până acum. Ia să vedem. Îl punem la loc. Este în siguranță, are cutiuța lui. Așa. Bine că te-am redescoperit. Uite, arată pe spate. A, diverse materiale ce poți să faci de creație. Da, este bun. Este bine că îl am. Bun. Ia, îl punem jos. L-am văzut. Aici, asta o știu, este o trusă cu papiote, cu elastic, cu mai multe chestii. Cred că am luat acum vreo 3-4 ani din Lidl. Da. Ațele acestea nu sunt absolut deloc rezistente, eu le-am folosit pe acestea, iar pentru jucările amigurumi, ca să cos ochișorii sau năsucul, l-am pus în două, că acestea sunt folosite. Ațele acestea sunt mai groase de sus. Elastic, ce mai am aici? Da, și pentru că astea nu erau rezistente, mi-am luat eu... mi-am luat papiote pentru că am și mașină de cusut, chiar dacă nu știu să pun ața în suveică și mă ajută soțul meu de fiecare dată. Intenționez să învăț și o să mă duc să iau lecții de la Vio, o să stau în spatele ei atunci când face toate cele la mașina de cusut, pentru că ea este maestră și o să învăț și eu să știu măcar să cos ceva. Am cusut la, da, la iepurașul Isadora niște rochițe la mașina de cusut. Da? Și de aceea mi-am luat papiote să am, de desubt mai este încă un rând. Bun, le dăm jos și pe acestea, o să le aranjăm frumos în căsuță. Ce mai avem aici? Am un organizator în care ar trebui să am bijuterii. Pentru că ăsta este pentru bijuterii. Iar eu mi-am pus aici paiete, panglici, fel și fel. Ia uitați câte paiete am aici. Așa... mărgeluțe, asta este panglică din catifea, să tragem fermoarul, tot la fel mărgeluțe, paiete, fel și fel. Este foarte, foarte bună, este foarte utilă. Dacă nu mă înșel, găsiți ceva asemănător prin Jumbo. Aceasta este primită cadou, este tocmai din India. Așa, o dăm la o parte. Hai să vedem, trecem la ochișor pentru jucăriile croșetate, pentru amigurumi și am aici, frumos, ia să vedem ce avem aici. Ia să vedem că de când nu am mai lucrat jucării, mă mănâncă așa mânuțele, ca să le luăm pe rând. Ia, ăsta să scoate, ce avem aici? Ochișori cu prindere de siguranță, ăștia știu sigur că sunt de la Vio. Așa, așa, ăștia sunt tot colorați. Doamne, de unde sunt ăștia? Știu că mi-a dat și Laura. Laura de la Ina's Handmade, știu că mi-a dat. Cred că ăștia sunt de la Laura. Și mai mari, pe dimensiuni. Așa. Asta este o trusă
Ia uitați, au rămas foarte puțini. Rămăsesem fără, fără negri și a avut grijă prietena mea, Madalina, mădă de la Viena, să îmi comande. Am aici un, un set nou primit cadou de la ea, toate mărimile. Îți mulțumesc din suflet, draga mea, încă o dată, pentru că ai avut grijă de mine. Deci cei negri erau pe terminate și mici nu mai aveam. Nu mai aveam. Așa. Deci îi punem pe aceștia colorați la loc. Aici am de la Vio niște ochișori T amigurumi, dintre aceia care, care lucesc. I-a dat lui Sophie și Sophie a folosit la o jucărie verde și a mai rămas o pereche pe albastru. Așa. Și este, este în cutiuța de la Vio și mi-a spus Sophie să nu umblu la ea. Și nu umblu, vezi? Am păstrat. N-am treabă cu cadoul tău. Așa, aici. Hai să scoatem așa. Ăștia sunt tot ochișori de 8 mm, văd că pe ăștia am scris. Ăștia sunt niște ochișori care nu se capsează, ci trebuie să ai pistol de silicon și să pui pe spate. Sunt foarte micuți, eu i-am folosit de la niște girafe. Sunt drăgălași pentru că sunt cu sclipici. Ia, uite, ăștia știu sigur că sunt de la Vio pentru că sunt organizați așa cum este ea. Și mi-a scris 11 mm, 6 mm, 9 mm, 10 mm. Știe ea că eu sunt așa cam dezordonată și ce-o fi zis? Lasă că am eu grijă să te aranjez. Ăștia sunt alți ochișori. Sunt foarte vechi și îmi plac foarte mult. Vedeți, au punctele acestea albe. Mai am câțiva. Astea sunt capacele. Ia să vedem. Doamne, nici nu mai știu ce am aici. Ăștia sunt tot ochișori negri, dar sunt mari. Și aici? A, aici am, da, nas 14 pe 11. Nas negru. Așa, mai am aici. Ia să vedem. Ochișori 16 mm, foarte mari. Nas, 15 mm. Ia uitați ce nas frumos. Bună! Ma, ce jucărie frumoasă o să iasă. Să mă gândesc la niște proiecte. Ochișori 14 mm. Asta e sistemul de prindere. Au căzut, au căzut. Năsuc, năsuc, da. Nas negru, ochișori de 12 mm verzi. Asta e o capsă, am și ochi roșii. La ce să pun ochi roșii? Când eram mică aveam iepurași albi cu ochii roșii. Ăla e un iepuraș. Așa. Și aici am de la Laura. Am de la Laura fel și fel de, ia să vedem, năsuc din catifea, roșu, roz. Aici ai altă dimensiune, năsuc roz. Ia. Năsuc negru din catifea. Ăștia sunt ochișori, da. Nu, nas de 8 mm și este și un ochi printre ei. Ce-o fi cu el aici? Nu știu. Așa. Năsuc din catifea mare, roșu, maro și roz. Și alt năsuc. Ia. Da, din catifea negri. Doamne, pe am aici să fac la jucării. Pe nu mă apuc eu din nou de jucării, că mă mănâncă mâinile. Așa. Bun. Deci am material. Le punem frumos. Așa. Astea sunt foarte bine puse, organizate. Așa. Apropo, dacă luați la copii bombonele, kindere, nu aruncați. Da? Ia uitați ce puteți să faceți. Erau niște chestii, băgai una de 50 de bani și îți dădea bile. Și Sophie când era mică era nebunită și de nu aveam și îi dădea un cadou când dădea așa ori bilă, ori altceva. Iar în ăsta a fost un lănțișor. Și am păstrat eu. Eu nu arunc mai nimic. Da, nu știu dacă e bine sau rău, dar nu prea arunc, sunt strângătoare. Așa, frumos, îi punem la loc.
Deci aici, ochișori. Ar trebui niște etichete să-mi cumpăr eu. Da? Ochișori. Ochișori, ochișori de jos până sus. Și continuăm cu acest coșuleț minunat. Mulțumesc din suflet, Chelemen Maria, pentru că este de la tine și îl folosesc cu mare, mare, mare drag. Atât eu cât și Vio. Am primit de la Chelemen Maria foarte multe cadouri. Doamne, doamne, oare merităm? Întotdeauna ne întrebăm, oare merităm? Tot timpul primim cadouri minunate și credeți-ne că ne bucurăm din tot sufletelul, mai ales când sunt lucruri făcute manual sau fire, accesorii. Pentru că niciodată nu ai suficiente fire. Hai să vedem ce avem aici. Am niște etichete. Da, eu atunci când croșetez jucării și le fac cadou, pun așa o etichetă de asta cu handmade. Mai am câteva, s-au dus. Am avut 100, deci vă dați seama câte cadouri am făcut, da? Panglică, tot la fel cu handmade. Această panglică este nemaipomenită. Eu pun hârtie din, cum se numește, creponată, da? Împachetez, v-am arătat eu odată cum împachetez eu cadourile în hârtie creponată și pac, îi pun această panglică. Ia uitați cât este de drăguță, handmade, made by hand, foarte, foarte frumoasă. O găsiți la Vio magazin, cred că se vinde la Metro, da. Ia, ce mai avem aici? Năsturei tot cu handmade, deci aici am numai handmade. Năsturei cu handmade, am două dimensiuni. De obicei îi cos la păturici sau la jucăriile croșetate. Îi punem la loc. Așa. Uite, mă, mi-aduc și o aminte ce am pe aici. Ia, asta ce este? A, este tot panglică cu handmade. Ia aici. Aici am tot năsturei cu handmade. Da, năsturei ăștia i-am de foarte mulți ani și îi folosesc la păturici. Bun. Aici, tot la fel, handmade. Da, aici am tot cu handmade niște etichete. Acestea sunt de la mădă. Sunt foarte drăguțe și am zis că nu o să le cost niciunde. Le voi folosi ca și recuzită foto. Sunt din piele. Sunt extraordinar de frumoase și merg la recuzita foto, este păcat să le folosesc. Iar aici, tot la fel, din piele, niște etichete, sunt de la Laura, tot cu handmade. Ia să vedem, aici mai am doi nasuri rătăciți, nu, trei, cu handmade, bun. Uite, mă, etichete, am zis că nu mai am. Să le punem tot aici. Etichetele astea foarte drăguțe și aici, uita, să dă jos ăsta, găurica și pui ceva de genul ăsta. Așa. Deci mai am. Bun, ce mai avem? Da, panglică, hooked with love, handmade with love. Astea le-am oprit pentru recuzita foto, pentru că nu mai am. Astea sunt de la Vio, niște etichete cu thank you. La fel când mai fac, când am comenzi și le fac și un cadou, bineînțeles. Deci eu de fiecare dată când primesc o comandă pentru jucării croșetate, pun acolo ceva în plus. Ori o inimioară amigurumi, ori o altă jucărioară mai micuță. Le împachetez frumos și pun și un apțipil de ăsta, thank you. Așa. Astea sunt esențele pe care eu le folosesc la semnele de carte și nu numai. Am două punguțe. Ce mai am aici? Aha, mi-am scos eu la imprimantă, am făcut niște semne de carte la comandă și le-am pus în punguțe de genul acesta și în interior am pus, așa, scos la imprimantă, handmade, ca să-și dea seama omul că este lucru manual. Așa, astea sunt primite cadou de la Laura. Așteaptă rândul ca să fac niște portofele. Da, cred că i-am dat și lui Vio unul, dacă nu mă înșel, că aveam trei. Da, așa. Am eu mai multe de la Laura, săraca mi-a făcut cadou și tot mă întreabă, ți le-ai făcut? Păi n-am avut timp să-mi dai firele ca să-ți fac eu. Ăsta este un accesoriu.
Hai să le băgăm la loc frumos. Hai că aici nu a fost chiar așa haos. Frumos. Deci aici este categoria cu handmade. Le punem frumos aici. Trebuie să-mi fac o listă, mai un inventar, un catalog și să scriu. În cutiuța cu tare găsești. Ui, pe bune! Asta este averea mea, măi, asta este averea mea. Eu sunt cea mai fericită. N-am nevoie eu de bani, de excursii scumpe, de mașini scumpe. Nu, lucruri mărunte care mi-aduc împlinire. Deci nu am nevoie, eu pot fi mulțumită foarte ușor. Așa, 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 și așa. Ta-ta-ta-ta. A, punem și aici. Am două punguțe, nimic n-arunc, nimic. Cine știe la ce o să le folosesc? Bun, le punem deoparte și trecem să vedem ce mai avem pe aici. Am o cutie grea. Ia. Să vedem ce este în dânsa. Ia să vedem. O să dăm așa și o să le scoatem pe rând. Am trecut la mărgeluțe și am aici niște mărgeluțe superbe. Vedeți, nu am multe. Mai am loc să pun. Așa, organizatorul ăsta cred că e de la Vio. Da. De la ea, ce ține de organizare de la ea. Ia. Ăștia sunt niște cleși micuți. Ah, ce mici sunt. Și colorați. Nici nu mai țin minte de unde i-am luat. Habar nu am. Ia să le punem așa. Ace de siguranță. 3 lei am dat pe ele. Da, ace de siguranță. Eu de obicei când intru în magazine și văd ceva și îmi sare în ochi, chiar dacă nu am nevoie, îi cumpăr. Zic, poate îi vine... îi vine rândul lui. Uite, mai asta este făcută de Sophie ca să-mi pun cafeaua. Da. O punem aici ca să o folosim. Kinder, doriți? Aveți poftă? Ce v-am zis să nu aruncați nimic? Ia uitați ce am aici. Dar ce-o fi în interior? Uite, aici m-a dus capul și am pus un năsturel ca să-mi dau seama forma. Da, năsturei de genul ăsta, dar aici habar nu am. Ce drăguț sunt! Ia uite, mă, puteam să pun la topurile croșetate. Deci trebuie neapărat să pun aici cu scociunul ca să-mi dau seama. Ia uite, peștișori, scoici. Ce frumoase sunt! Da, să pun la topurile croșetate pentru vară sau tot ce ține de vară, ca și accesoriu. Aici e. Ce nas urmat! Wow, și sunt din lemn! Super! Super, super! Da. Hai, mă! Ne, nu mai intri? Aha, aici sunt mai micuți, tot din lemn, tot cu flori. Și aici și mai micuți, tot din lemn. Deci nasuri. Doriți multivitamine? Aveți nevoie de multivitamine? Ia să vedem. Ce o avea aici? Doamne, mărgeluțe, mărgeluțe. Astea merg la I, nu? Pentru că eu am material de IE de la Carmen Popescu și vreau să-mi fac o IE. Și ia uitați. Ia uitați câte de-astea am eu aici. Doamne, ce-am făcut! Paiete! Paiete aurii! Haideți că am făcut-o! Paiete aurii! Multiminerale, 31 de vitamine și minerale. Hai să luăm una pe stomacul gol sau trebuie plin. Haide, mă, ce-am făcut-o, o să fac curat, fac dezastru. Of, of! Dezastru! Mărgeluțe roz. Aici. Ma, ce amintire frumoasă, Sofica mea, când era mică. Iar aceasta este o cutiuță. Pentru cine nu știe, eu vreo 8 ani am făcut poze. Am fost fotograf și făceam și produse personalizate. Și am aici sisteme de broșă. Da. Le-am folosit pentru mărțișoare. Ce mai am? Mărțișoare. Asta este o curelușă. Am folosit foarte mult din ele. Sunt pe verde.
mărgeluțe. Ia, încă trebuie să le aranjez frumos. Astea ce sunt? Ăsta este un creion de croitorie, asta este o cretă normală. Ăștia sunt ochișori care să pun cu pistolul de lipit. Așa. Ochișori. Ăștia sunt noi, nici măcar n-am umblat la ei. Mărgeluțe, mărgeluțe fel și fel. Nasturi. Nasturi din lemn. Nasturi. Da? Nasturi din lemn. Ăștia sunt pentru Crăciun. Stați că eu am o cutie specială pentru Crăciun, să o las deoparte. Și ăștia sunt tot nasturi cu bufnițe. Și e unul aici rătăcit. De fapt, doi. Da, cu fundițe de mini. Așa. Ce mai avem aici? Buburuze pe care le-am folosit la semnele de carte și la florile acelea. Atunci când vine 1 martie și 8 martie, eu fac cadou de 1 martie flori în ghiveci, sau când e invers, de 8 martie fac cadou flori în ghiveci și fac fluturaș, croșetez fluturaș pe care îi pun cu ajutorul pistolului de lipit pe astea de frigărui, pețe de frigărui, și lipesc și pe acel fluturaș o gălgăriță sau, dacă este floricică, le împopotonez așa. Și am gărgărițe și mai mici. Uite, asta nu este desfăcut. Iar aici am prins-o pe hoțomana Sofie. S-a dus într-o zi la școală, avea lucru manual și și-a pus și ea, din tot ce aveam eu, câte puțin, și mărgeluțe. Și-a pus așa să ia. Da. Mai am un de-asta. Câteva litere. Ăștia sunt niște clești, cârlige mai mari. Păi, dar de pentru ce am luat eu ăștia? Nici nu mai țin minte. Da, uite, ăia sunt mai mici, mai mari. Calciu de 3 și zinc. Albe. Albe. E, da. Așa. Și am aici... Vă servesc o bombonică? Un Kinder ceva? Astea le-am aranjat aseară. Perle. Astea sunt tot perle. Aici am mărgeluțe și numere, da. Mi-am dat eu comandă acum vreo 4 ani pe AliExpress, v-am spus, de mai multe chestii. Și mi-am ales acolo litere. Toate literele, adică alfabetul. Și în loc de litere am primit numere. Deci nu ne-am potrivit. De aceea v-am spus să aveți mare grijă ce comandați pe AliExpress, că una arată și altceva primești. Da, mărgeluțele astea trebuia să fie mari și să mici, nici măcar nu intră acul. Așa, astea sunt niște sisteme pentru brățări, să le prinzi. Ia. Poate le dau și pasta pe jos. Vedeți? Așa, și pui ăsta și capsezi. Na? Ce-am zis? Punem așa frumos. Astea sunt tot mărgeluțe. Aici am pe albastru și cu zodiac, da. Astea sunt paiete. Și aici, astea toate sunt cumpărate de la o doamnă. Ia uitați ce tari sunt. Nu mai avea nevoie de ele și le-am luat de la dânsa. Hmm? Dar rău de tot cum sunt puse. Ha? Da? Și folosesc din ele. V-am spus, accesorizez ceea ce lucrez. Și ăsta la fel, îmi place, cu multe mărgele. Ia ce frumos e ăsta, multicolor. Și astea sunt niște mărgeluțe mai lungi. Foarte frumoase. Da. Albastre. Așa. Să le punem aici frumos. Sunt... foarte bune, v-am spus, la accesorii, când am nevoie de ceva, de să le punem așa să intre. Ia uite, asta este nouă, am dat pe ea 3 lei, nici măcar nu am folosit-o. Punem la loc mărgeluțele, astea nu aici,
Ce mai era aici? Cam asta. A, și ăsta așa de perluțe. Astea nu sunt folosite. Ăsta l-am de la mădă. Este un ananas care se lipește cu ajutorul fierului. O să-i găsesc eu o întrebuințare. Cu siguranță. Da? A, uite, ăsta era aici. Doamne, dar cum au fost? Așa, că le-am aranjat. Așa, înapoi în cutie. Da? Mai am ceva în cutie. Astea sunt de la Vio. Mi le-a dat ea. Am și fir panglică. Și o să fac ceva din ele. Noi am dat în cutia lunii trecute, știi, suportul acela din lemn ca să faceți coșulețul summer. Iar ea când a comandat acele suporturi mi-a luat și mie. Așa, s-a gândit că voi face eu ceva cu ele. Abia aștept să fac ceva cu ele. Îmi plac la nebunie. Și am și rolul asta. Stretchy. Ah, este, da, tot de la Vio. Da, este elastic, este foarte tare, ăsta se folosește la tricotaje și nu numai, când faceți rochițe, foarte bun este ăsta, cred că l-are și în magazin, știu sigur că m-a întrebat cineva și l-avea în magazin atunci. Și să le aranjăm în cutiuță, în această cutie neagră. Așa, să se vadă. Le pun și eu așa. Bețele de frigărui. Am aranjat cutia neagră. V-am spus că mai am o cutie cu chestii de Crăciun. Nici măcar nu mai țin minte de anul trecut ce am în această cutie. Ia să vedem. Astea sunt niște pene roz, nu au ce căuta aici. Pompomuri. Ia să ne uităm noi cu atenție. Haide să le luăm. Iau cutia în brațe și le pun pe masă să se vadă. Așa. Bun. Deci am panglică. Ho, ho, ho. Imediat că-ți vine rândul. Apropo, eu de luna viitoare cred că încep să lucrez la cadourile pentru Crăciun. Nu vreau să fiu ca anul trecut în criză de timp. O să fac foarte multe jucării. Vedeți că schemele la jucăriile pentru Crăciun sunt în continuare disponibile în magazinul lui Vio de pe Facebook. Vă uitați la albume și la scheme și găsiți acolo pe Rudolf Rușinosul, pe Romeo Pinguinul, pe Omul Vesel de Zăpadă, Gnomul și cu Spiritușul Somnoros. Sunt foarte multe, vă sfătuiesc să le lucrați din timp, că nu o să aveți când. Panglică, da, cu Crăciun. Ia să... și asta cu verde. A, ce frumoase sunt! Așa... asta, Merry Christmas! Ho, ho, ho! Da, și am 40 de grade în casă, stau cu aerul condiționat. Merry Christmas! Aha, uite și asta, drăguță. Deci am. Asta este, drăguță și asta. Asta, da, tot cu Merry Christmas. Asta tot cu motiv așa. Ia să vedem ce mai avem. Panglică, pompomuri, astea au sclipici, deci astea sunt simple, diverse mărime, alea au sclipici, astea sunt etichete, tot cu Merry Christmas, atunci când facem un cadou, punem și o etichetă, Merry Christmas, asta este tot etichetă, clopoței. Acești clopoței i-am primit cadou de la verișoara mea din Italia și uitați, pe spate am niște năsturei, da, care îi bag și pe ăștia că sunt aceiași. Îi pun așa. Deci clopoței la accesorii, avem set și cu accesorii pentru decorațiuni de pus în braț, scheme scrise foarte bine detaliate, vă asigur că nu găsiți niciunde așa ceva, am muncit foarte mult la acele scheme. Și clopoței.
Clopoței? Ăștia chiar sunt mari. A, clopoței ăștia i-am dat noi la kitul Omul Vesel de Zăpadă, ca și accesoriu ținea Omul Vesel de Zăpadă. Ăștia sunt alți clopoței. Ață ca să prind cadourile, la fel. Da. Astea sunt pompomuri. Ăștia sunt niște brăduți. Da, tot la fel de lipit, dacă facem coronițe, aici ce e, tot pentru coronițe, accesorii. E, ce dulce e ăsta. Da, coronițe croșetate și accesorizate. Astea sunt niște fesuri în miniatură și le-a luat Sophie. Nu știu ce are de gând să facă cu ele. Pompomuri, apțipilduri, etichete. Astea le-am luat din Pepco, cred. Da, etichete. Da. Am pus pe cadouri, săculeți, pungi. Astea sunt tot pungi și cutii pentru cadouri. Etichete, tot la fel de Crăciun. Etichete. Astea sunt fundițele pe care noi le-am dat la kitul pinguinul Romeo, pentru că a avut o fundiță ca și accesoriu la gât. Etichete. Nasturi din lemn. Nasturi din lemn. Aici este, da, cu... Da, ăștia sunt din lemn nasturi, tot la fel pun ca și accesoriu, tot din lemn nasturi, fulg de nea. Bun, hai să le aranjăm. Deci am văzut ce aveam aici. Sunt liniștită, sunt pregătită să vină Crăciunul. Am accesorii, am tot ce trebuie. Așa îmi place mie să strâng, să le am aici în cutiuțe. Când începe perioada cadourilor, să nu alerg din stânga în dreapta, să nu am habar de capul meu, ci să le am pe toate la un loc. De aceea mi-am gândit, când am lansat kiturile acelea de Crăciun pentru jucăriile croșetate, ca voi să nu alergați în diverse magazine după într-o parte după umplutură, într-o parte după fire, într-o parte după ochișor cu prindere, că nu le găsiți pe toate într-un loc, și am făcut acele kituri care conțineau fire, scheme, scrise, accesorii, inclusiv cutii am dat. Cutia de cadou, astfel încât să le aveți pe toate, să nu vă doar capul. Deci aceasta este cutiuța de Crăciun. Și le punem frumos aici, le aranjăm, să fim pregătiți. Da, cele mai frumoase cadouri sunt cele făcute din suflet, sunt cele lucrate manual. Cel puțin aceasta este părerea mea. Mă bucur tare mult atunci când primesc ceva făcut de mâna omului. Ia mai un loc. Am aici niște brăduți. Ia, punem așa. Bun. Și aici o să scriu Crăciun. Ce mai avem? Ce mai avem? Pe v-am spus că o să îmi strâng tot ce am personalizat de la Diana de la Lucky Handmade și o să le pun la loc sigur, să le găsesc pe toate. Haideți să începem să vă arăt prima dată piesa de rezistență. Deci pur și simplu este este printre preferatele mele acest umeraj din lemn care este pirogravat. Pe o parte mi-a pus Facebook tutoriale de croșetat și tricotat și pe partea cealaltă YouTube și Instagram tutoriale handmade și aici a pirogravat, vedeți, ceva foarte frumos lucrat. Îmi place să-l pun așa în cadru când fac poze. Am două flori de bumbac naturale. Logo al meu, tot la fel pirogravat de Diana, tutoriale handmade, da? Și Sophia Crochet Toys, pentru că eu îmi făcusem și pagină cu jucăriile croșetate, dar nu am timp să o administrez și este cam în stand-by, dar o să încerc să postez. Asta tot la fel, este o oglindă și mi-a scris numele aici și dă foarte bine în poză, foarte, foarte bine. Crochet is my life. Ia uitați, aceasta este broșă, da? Le folosesc tot la fel la recuzita foto, vise împletite cu Vio și Clau, nici nu se putea fără. Aceasta este făcută de Oana Doboș, am colaborat la una dintre cutii și ați primit în cutii acest breloc pentru chei, tot la fel din lemn pirogravat cu vise împletite.
tot de la Diana, cutiuța mea, va trebui să o umplu. Eu o folosesc la poze, Claudia și alu Sofie, Sofia. Și are și Sofie, oglindă. Este la Oltenița. Și minunăția aceasta de tavă, care este tot din lemn, și păpădia aceasta absolut minunată, aici scrie Made with Love și sus YouTube, tutoriale handmade, Claudia Popliceanu. Ați văzut, eu atunci când croșetez piese micuțe, le pun aici și le fotografiez, vă reamintesc faptul și insist să faceți poze la lumină naturală și să fim conștiente că fotografia vinde, fotografia îți aduce potențial clienți. Ce mai am tot de la Diana și o folosesc la fel când croșetez jucării și le pun aici în interior, stai să ridic, este o căsuță superbă, este vopsită și haideți să vă arăt în detaliu, pentru că eu v-am arătat tot timpul așa în live-uri și n-ați văzut-o în detaliu. Sunt naturale, lăcrămioare, mi le-a adunat soacra mea și zic, ia să văd să păstrează bine, sunt minunate. Și acest trandafir este de la Alexandra Frumosu. Când ne-am întâlnit noi pentru prima dată, a venit la mine cu un buchet de trandafiri și am vrut să păstrez neapărat de la ea un trandafir și l-am păstrat pe acesta, l-am uscat. Și aici, fiecare vis începe cu o simplă dorință. Îmi place la nebunie fetița aceasta care suflă în păpădie pe partea cealaltă. Ia uitați această păpădie, ador păpădiile și aici Sofia Crochet Toys, pagina mea de jucării croșetate, tutoriale handmade, Claudia Popliceanu, este canalul de YouTube, tutoriale de croșetat și de tricotat, pagina de Facebook și aici la fel un motiv tricotat. Este superbă, este superbă și merită să aveți așa ceva în recuzita foto pentru că este altceva, este altceva. Ceea ce v-am arătat mai devreme va veni chiar aici, în cele două compartimente, nu înainte de a pune această iconiță primită cadou de la Gina Stoian, este binecuvântarea casei și are loc de cinste exact aici în căsuță, așa, mai am la fel o iconiță primită cadou, alte două pictate pe sticlă, exact așa o să le pun. Îngerașul cu numele meu este primit de la Cristina Cojocaru până aici, așa, și haideți să aranjăm. Începem cu cutia neagră. Cutia neagră, am zis să o pun exact așa. Nu, nu e bine. Nu cutia neagră, mai. Punem pe cutia neagră, o să punem restul. Deci, ațele, așa, așa, și acum o să punem cutia neagră. Ia să vedem, este bine. Atele astea le punem așa, într-o parte. Asta o rulăm și o punem exact așa. Ia să vedem. Doamne, unde vor intra toate? Asta este întrebarea. Ochișorii amigurumi. Ochișorii amigurumi. Îi fac exact aici. Opa, mi-a căzut. Așa, uite aici, ochișorii amigurumi, nu? E bine aici? Așa, asta este microfonul meu pe care îl folosesc când vă filmez vouă tutoriale, dar are un fir foarte lung și mă încurcam, sper că o să mă aud foarte bine. Și mai am asta, deci am și organizatorul acesta unde am mai multe chestii, panglică, pace, doamne! Doamne, doamne, cred că pe asta o să-l pun jos. Da, o să-l pun jos, nu are loc acolo. Ia să vedem asta cu handmade. Uite, îl punem așa. Ia, e bine? Așa. Biscuiții. Îi punem și pe ei aici. Cred că trebuia, da, mai bine așa. Să pun, așa o să fac, pun ăsta, așa, să vede mai bine, cât de cât. Treabă complicată și cu aranjarea asta. Așa. Și ăsta ar avea loc chiar și aici. Sau aici. Da, ar avea loc. Ia să vedem. Perfect.
Și... Aha, am uitat! Am și mașina asta care bobinează de la Vio. Foarte tare! Deci... Prima dată când am primit-o, am bobinat toate firele care erau prin casă. Eram atât de entuziasmată și este antistres. Deci dai și este o bobină perfectă. Mie îmi place să lucrez cu firul din mijloc și permite în momentul în care bobinezi, îți lași aici puțin fir și apoi lucrez cu firul din mijloc. Asta are cutiuța ei, să-i găsesc cutiuța și să o pun tot aici. Dar nu o bag în cutie pentru că am de bobinat ceva și o las aici așa. Așa. Ia să vedem ce mai am. Recuzita foto. Dar nu cred că o voi pune aici. Ia să mi le aranjez eu frumos. Tăvica cu ce v-am arătat eu mai devreme. Deci pun așa frumos totul în tăviță și cred că o să le pun tot jos. Da, nu mai încarc în partea de sus. Cam asta ar fi, nu? Cam asta v-am arătat pentru că cutia asta mare cu accesoriile de Crăciun o să vină tot jos. Aici nu mai am unde să o pun. Da, exact așa vom face. Mult a fost, puțin a rămas. Ia uitați câte d-astea. V-am zis că mi împachetez cadourile cu hârtie creponată. Este cea mai ieftină și cea mai frumoasă. Foarte frumos, ai împachetat, ai pus o panglică handmade. Păi da, sunt acele ambalaje speciale și mi se pare că sunt foarte scumpe și nu știu, contează ce este în interior, nu? Că omul este entuziasmat să primească mai repede cadouri și rupe ambalajul și de ce să dăm niște bani aiurea când putem să... Și asta e frumoasă, merge și ea. O să o pun tot la fel pe jos. Pe atunci, stați să mă vedeți. Atunci o să ne vedem în ultimul episod, care o să fie cel mai complicat, când vom aranja toate firele în cutii și, da, o să avem de furcă, pentru că tot la fire cred că vă arăt și revistele, sau fac separat, nu știu. Cred că vă arăt tot la fire, pentru că o să trecem așa prin fire pe repede înainte. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și vă aștept în următorul episod, da? Să aranjăm căsuța asta mai repede. Vă pup!